Hei, salutare și bun găsit la un nou episod din seria noastră de Mountain Blade Bannerlord. Astăzi avem o cerere foarte interesantă. Se pare că un curier a venit cu un mesaj foarte interesant. O cerere în căsătorie din partea unui nobil către Nia Sen, care în momentul de față se află în clanul meu, în partiul meu. Cuplul pare să fie compatibil. Dorești să accepți? Acceptăm! Ce tare! Se pupă! Nu, ok. Cât de tare! Și acum ce se întâmplă? Nia Sen married Anida. Ok, bine, asta am mai văzut-o. Și ce se întâmplă în clan? Stai, Nia Sen nu era fratele meu sau ceva de genul? Ba da, brother of Aichuncio. Ce tare! Și acum s-a mai mărit familia. Foarte, foarte tare. S-a mărit Los Bandoleros. Anyway, ne continuăm mica noastră aventură prin a participa la turniruri pe care să le și câștigăm, bineînțeles. Și de data aceasta nu mai fac schema aceea cu load, dacă e să-l câștigăm bine, dacă nu, iară bine. Și acum am pierdut întregul turnir, ce mișto! Păi îmi dăm mizeria aia de armă, pișama și pe ea. Ia să vedem ce orders avem la ordinea zilei. Weapon reach. Dar cum facem noi mai mare? Nu facem weapon reach? Swing speed. Scuze. Cred că un plan mai bun ar fi să stau cu echipa mea. Ăsta ar fi un plan mult mai bun decât să mă duc YOLO. Se pune la pariu un căluț. Ce drăguț. Și sunt și eu călăreț, mult mai ușor așa. Da. Mă bate de mă usucă să mă bată mama. Ai putea să nu mai fugi? There we go, salut. Hai să vă arăt și vouă cât de letal e toporiciul ăsta. Sper să nu-mi dai ăștia o bucată și să mă liniștească. Astea sunt sărăcile alea ce le-am câștigat la pufuleți. La turnirul de pufuleți. Sunt destul de bune. 100 damage per hit. Ia să vedem. Hei, salut! Mă așteptam să-l ratez 500%. Eram atât de sigur că-l ratez încât n-aveam nicio credință că-l bat. Anyway, hai să mergem să vindem toate gunoaiele astea la sat și mergem peste ăștia. Buy products. Și câți bani am făcut? Nice. Și mai așteptăm un picuț aici să ne vindecăm și noi. Mamă, dar greu se vindecă ăsta. 35% cred că ar trebui să fie suficient. Mergem peste ăștia. Dacă trebuie să așteptăm noaptea. Și cât mai așteptăm noi, cred că mă regenerez cu 100%. Dacă nu 50%. 50%. Perfect. Ok. Și ia să vedem cu ce trupe mergem noi peste ei.
Perfect. Mergem peste ei să le rupem capul. Și cu ocazia asta pot să-mi folosesc și eu toporiciu. Hehehei. Hai să-l vedem în acțiune. Prima victimă. Salut. 97 damage. Sheesh. Acum mergem peste ăștia alți. Salut. Nu, nu fugi în direcția cealaltă. Holy shit, ce bucată mi-a dat ăla. Perfect. Deci putem să scăpăm din, să mai scadem din chestiile astea. Și am nevoie de un handling de 88. Ok, se pare că ne cam apropiem de realitate. Swing cut damage. Asta ar trebui să o mai mărim un picuț. Sau să folosim altă lamă. Na. Mult mai complicat decât mă așteptam. Da, nu o să putem să facem 4000 de bani din asta. Dar totuși... Whatever, YOLO. Mamă, 669, abia 669, dar e bine și 669 până la urmă. Deși cam, nu știu, cam mult metal mi-a luat. Handling. Dude, nu se poate. N-ai cum să le faci să fie perfecte. Așa, între timp s-a întâmplat ceva miraculos. Am primit o ofertă de mercenariat pentru Imperiul din Sud, care plătește 130 de dinari per influență, per punct de influență pe care îl câștig din luptele respective. Acum nu sunt foarte mulți bani, dar avantajul suprem care este? Avantajul suprem este faptul că eu vin și bat lords ăștia care sunt vai de capul lor, îi bat de dormeză, le iau echipamentul și le iau trupele și whatever, echipamentul bun îl echipez pe mine și echipez oamenii mei cu echipamentul respectiv și extra-ul îl vând și îmi fac eu o armată super big bombastică. Alright, și am ajuns aici și văd că este un asediu. Hehehei, un asediu pe care îl putem câștiga super easy din ce văd și ar fi și stupid să nu atacăm, evident. Nu prea am eu trupe de asediu, eu am mai mult așa, trupe de ofensivă. Mamă! Fii atent că au mai schimbat ăștia pe aici chestiile și acum există efecte de-astea șmechere, cu furtună de-asta, cu pătrățele de-alea invizibile. Ce vorbești, mă, tată? There we go, intrăm pe zidurile de castel și crăpăm pe ăștia. Salut! Salut! Pa! Hai că mi-a leșinat... Mi-a leșinat 4, mi-a omorât 2. 5 mi-a leșinat de fapt și mi-a omorât 2. Oh well. Bă, măcar am participat și eu acolo, iau-te prizonieri și pot să recrutez și eu niște oameni. Aia zic, iau-te. Iau-te cum au început să vină chestiile. Nu sunt cine știe ce super valoroase, dar nici nu prea am participat noi cine știe cât și cine știe ce. Deci, este un început. E, și acum mă duc și îi răsturnez pe ăștia, pentru că toți suntem noi în armată, nu? Armată? S-a spart armata? Really? Cam prost moment, clan, nu o să vă mint. Iau-te-i. Mamă, hai peste ei! Acum că s-a refăcut armata, haide! Join the army. There we go. O să fie foarte mișto. O să ne distrăm de o să ne căcăm pe noi. Wow. Anyway, cam atât și pentru astăzi. Eu zic că am făcut destule pentru astăzi. O să trebuiască să-mi reasamblez armata și să mă duc peste ei, că nu se poate așa ceva. Se pare că NPC-ii mei încă sunt în viață, surprinzător.
Că de asta mi-a apărut și chestia aia pe ecran. Norocul meu e că mai am și niște bani și pot să mai investesc, să vând dracu mizerile astea și să-mi iau o lance să pot să le distrug familiile. Da. Eu vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată și vă doresc o zi la fel ca și voi, respectiv super minunată. Haide, pa!